în cod de prevedere legislației naționale în vigoare. Vrem în acest context să mulțumim tuturor celor care s-au implicat în procesul deloc ușor de realizarea acestui document, și anume cetățenilor care locuiesc pe regiune, care au participat la dezbateri publice și s-au expus cu părerea, membrilor Consiliului Regional, adică dumneavoastră, Dezvoltare Nord, membrilor grupului regional de lucru, reprezentanților societății civile, administrațiilor publice locale, specialiștilor Agenției Dezvoltare Nord, pentru sprijinul logistic în acest proces, nu în ultimul rând partenerilor de dezvoltare. Foarte onorat să particip astăzi aici la această reuniune și chiar vă mulțumesc pentru această invitație. Doresc să menționez că Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în mod consecutiv, permanent, promovează ideea de colaborare cu administrații publice locale la nivel local și regional. Și asta se vede nu numai prin declarații, dar și prin fapte concrete, după cum știți. Pentru noi, noi credem, sincer credem, că această structură, Consiliul Dezvoltării Regionale, care noi avem trei consilii pe când create în, sau patru de amăcogăuze în Republica Moldova, este un instrument cel mai democratic, cu principii democratice care noi avem în țară, instrument pentru a discuta și a lua deciziile pe probleme care țin, aparțin mandatul acestui consiliu. Și noi ne mândrim, într-adevăr ne mândrim că și eforturile noastre au fost puse la bază crearea acestor consiliilor și dezvoltarea capacităților și lucru care a fost pornit în 2009-2010. Astăzi noi avem, urmează să fie discutată și aprobată, clar, agenda ședinței de azi, dar sunt niște întrebări care sunt puse în agenda, foarte importante pentru regiunea de dezvoltare dumneavoastră. În primul rând, astăzi trebuie să audiem raportul Agenției de Dezvoltare Nord pentru anul 2015. Aici vom discuta și chiar vă îndemn să participați cu părerea și opinii dumneavoastră. Sunt și realizări, dar sunt și neajunsuri și nerealizări. Uneori, știți, cunoaște situația, uneori mai mult, mai important să știm care au fost neajunsuri, care au fost cauzele care ne-au dus la nerealizarea unor sarcini. Numai prin lecțiile învățate poatem să schimbăm pe viitor, să nu repetăm aceste greșeli. Clar că nu tot depinde de Agenției de Dezvoltare a Nord și de dumneavoastră, în special în contextul situației economic-financiare în țară, care a fost în anul 2015. Știm, dar când în lipsă finanțării și lipsă acumulării în buget de stat, Fondul Național de Dezvoltare Regională a fost micșorat. Mai mult ca atât, chiar și fondul care a rămas nu a fost debursat în totalmente, ceea ce a dus la crearea distanțelor, multe contracte au fost sistate. Doar o să avem și pe ordine pe încă o întrebare și vreau să vă spun contracte care au fost lansate. Noi preconizăm prin hotărârile Guvernului documentul unic de program și contracte care au fost proiecte care au fost incluse în anul 2015 și să fie prelungit pentru anul 2016. Noi nu putem să lăsăm proiecte lansate pe jumătate de drum, pe bucată de drum, fără finalizarea și atunci noi nu asigurăm sustenabilitatea investițiilor care noi facem din Fondul de Dezvoltare Regională. Fondul destul de mic, dar totuși trebuie să arătăm că noi împreună putem să schimbăm. Avem exemple când administrația publică locală se distanțieze cumva de la implementarea proiectului și se consideră că responsabilitatea este numai cu Agenției de Dezvoltare Nord. Asta nu e corect. Fiind beneficiar, sunt și responsabilități, nu numai obligații. Și în unele locuri mai este loc pentru îmbunătățire. Tot poate ar trebui să încep totuși cu strategie, că astăzi, pe parcursul zilei, o să fie prezentat și proiectul strategiei de dezvoltare regională pentru regiunea Nord pentru anii 2016-2020. Nu vreau să mă opresc la importanța acestui document. O cunoaștem și mai mult ca atât avem astăzi prezentare unde o să fie indicată încă o dată. Doar vreau să menționez. Direcțiile principale de dezvoltare regiunii Nord, care sunt indicate în documentul strategic, strategiei de dezvoltare regională, vor fi luate în considerație după lansarea apelului de propuneri de proiect. Cunoașteți dar că anul ISTA, prezentăm informații și mai detaliate, va fi lansat a treilea apel de propuneri de proiecte, care dumneavoastră sunteți eligibili și propuneți proiecte pentru finanțarea de Fondul Național de Dezvoltare Regională și posibil din alte surse de finanțare. Doar de la bun început trebuie să menționăm proiecte care urmează să se înaintați în acest cadru de propuneri de proiecte.
trebuie să fie confruntate cu o strategie de dezvoltare regională care tot dumneavoastră o aprobați. Nu pot fi procese separate când prin strategie noi declarăm sau dumneavoastră declarați că pentru regiune de dezvoltare prioritățile sunt 1, 2, 3, 4, dar în proiecte propunem cu tot alt domeniu.